Bine ați revenit la mobilisimo.ro, telefonul este Acer Liquid Jade Primo și azi prezentăm recenzia sa. Avem de-a face cu un terminal ce rulează Windows 10 Mobile și este rival pentru Microsoft Lumia 950, iar acest model se găsește numai sub formă de bundle care include terminalul, un dock special, tastatură, mouse și o husă, toate la $649. Acest bundle este disponibil în Microsoft Store și l-am găsit și pe Amazon. Produsul se lansa în luna aprilie și este mai degrabă un upper mid-ranger decât vreun flagship. De asemenea, este un telefon mai degrabă ideal pentru corporații și l-am testat în tandem cu o serie de accesorii menționate anterior, acel cover, evident și tastatură și mouse Acer wireless plus dock-ul care le transformă într-un fel de locuitor de PC. De asemenea, am avut și un monitor Acer din seria R11. În fine, hai să vedem ce ne rezervă terminalul la capitolul design. Știu că spatele poate părea fabricat din metal din cauza felului în care reflectă lumina. Nu, este un plastic de culoare neagră care imită foarte bine metalul. Poate părea un capac spate înlăturabil, iarăși nu. Avem aici sloturile accesibile cu o cheiță metalică specială. Un spate foarte rotunjit, aderență bună și telefonul este destul de lung, deci puteți uita de utilizarea cu o singură mână. Din fericire avem o funcție specială One Hand, pe care o să o vedeți în acțiune un pic mai încolo. Ce se remarcă la acest model Acer este designul unic al difuzoarelor, atât la capitolul earpiece, cât și difuzorul din spate. Este un design pe care nu prea l-întâlnim pe alte modele și unii ar putea să confunde această zonă cu încă o cameră, nu, e bine, este un difuzor. Terminalul amintește din față cu un Nexus 4 sau Nexus 5 și mi se pare că butonul Power se plasa puțin prea jos. Foarte des apăsam volum jos sau volum sus în loc să apăs Power, dacă era sus era un pic mai bine. De asemenea, acest slot SIM este un pic prea mult ieșit în relief, ceea ce duce cu gândul la un finisaj nu chiar ideal. Zona frontală se zgârie destul de ușor și se murdărește cu amprente și grăsime, de asemenea, destul de ușor. Partea bună, deși are o carcasă din plastic, terminalul nu scârție, spre deosebire de Lumia 950 XL, care ne-a dezamăgit prin scârțirea sa. Construcție solidă, telefon destul de comod, cântărește 150 de grame, ceea ce nu e rău, la o diagonală de 5,55 și măsoară 8,4 mm în grosime. Pot să zic că în afară de plasarea butonului Power și de acel slot SIM, sunt în general încântat de acest design la capitolul construcție, cel puțin. Vorbim acum despre display, un ecran AMOLED Full HD de 5,55, care vine cu protecție Gorilla Glass, din cât am înțeles, deși nu se precizează nicăieri ce generație de Gorilla Glass. În fine, hai să vedem cum stăm cu experiența vizuală în sine. Ok, avem de-a face cu un ecran ce oferă culori bine calibrate, negru adânc, luminozitate ok, unghiuri largi de vizualizare. De asemenea, avem un contrast destul de bun în bătaia soarelui, deci nicio problemă la acest aspect. Hai să vedem cum stăm cu pixelii și cu testul cu luxmetrul. Cam așa arată pixelii, e vorba despre un setup Pentile Matrix, iar la testul cu luxmetrul am atins 452 de unități lux, nu e un rezultat deloc rău. Cu această ocazie depășim Lumia 950 XL, dar și pe Huawei P9 Lite. Ne clasăm sub OnePlus 2 și sub Huawei Honor 5X de asemenea și acum hai să vedem cum stăm cu setările dedicate display-ului. Hai să le căutăm. System, Display, avem opțiune legate de luminozitate, ajustarea automată a luminozității, Rotation Lock și mărimea textului, aplicațiilor și itemurilor de pe ecran. În mod bizar, nu avem vreo setare specială pentru calibrarea culorilor, care ar trebui să fie aici. În fine, un ecran destul de ok, acum dispune despre performanță și ne axăm întâi pe procesor, un procesor familiar, e vorba de un hexacore Qualcomm Snapdragon 808. Vine cu GPU Adreno 418, însoțire de 3 GB de RAM, 32 GB de stocare și slot microSD care înlocuiește unul dintre sloturile SIM. E bine, terminalul are parte de puțin lag, în special când deschideți o aplicație. Iar alte lucruri de menționat aici ar fi faptul că uneori butonul Power nu răspunde la apăsare. Mă refer, dacă vreau să pornesc terminalul la un moment dat, nu va porni din prima și va fi nevoie de o restartare specială, ceea ce m-a deranjat. Alteori nu pornește ecranul și, v-am spus, uneori apare și lag-ul când ți-e lumea mai dragă în aplicații sau la deschiderea de aplicații, ceea ce poate fi o problemă. În schimb, jocurile rulează destul de ok, fie că este vorba despre Riptide GP2 sau despre Traffic Rider, testat recent, de altfel, și care are o grafică foarte bună, l-am forjat, l-am pus la treabă și a arătat ok.
și Riptide s-a mișcat binișor. Spuneam mai devreme de acel lag, el apare și dispare când poți să treacă o zi fără să ai nicio problemă, când poți să ai o zi întreagă numai cu probleme, deci nu poate fi identificat foarte clar. Ce am reținut eu e că butonul power nu răspunde chiar mereu la pornirea terminalului. Grafica arată bine în jocuri, control răspunde bine la comenzi, texturi ok, frame rate rezonabil, fără obiecții prea mari aici. Iluminare bună, apa este randată bine, dar telefonul se cam încinge la gaming, după cum o să aflați imediat. E bine, între timp vorbim puțin tel și despre benchmark-uri, pentru că avem și așa ceva aici. Nu sunt cele tipice, fiind un model Windows 10 Mobile. O să încep cu AnTuTu 6. Hai să vedem unde se află AnTuTu 6. Am atins un scor de 71.000 de puncte aici, ceea ce ne plasează peste Lenovo Vibe X3, care are dotări foarte similare, el are 68.000 de puncte, și puțin sub Lumia 950 XL, care este superior ca dotări și atinge 76.000 de puncte. În Basemark X, un alt testul la de noi, 26.000 de puncte, aici suntem iar aproape de Lumia 950 XL, care are 29.000, și peste Lenovo Vibe X3, cu puțin tel, el are 25.000. Și de asemenea, deasupra lui LG G4, care are un scor similar. În GFX Bench am fost cu vreo 100 și ceva de puncte sub Lumia 950 XL, ceea ce nu e neapărat ceva rău, mă refer evident la testul T-Rex Offscreen 1080p. Aș spune că benchmark-urile sunt rezonabile, dar performanța nu este mereu constantă și cu câteva update-uri simt că se pot rezolva aceste lucruri. Când vine vorba de performanță, vorbim și despre temperatură. Din păcate am atins 44,4 grade Celsius după ce am rulat Riptide GP2. Problema e că se atinge foarte repede temperatura și că ar putea crește mult mai mult dacă continuăm gamingul mai mult de 15-20 de minute. Deci se supraîncălzește Acer Liquid Jade Primo. Cât despre baterie, la interior se află o unitate litiu polimer de 2870 de mAh, care pe hârtie promite 20 de ore de convorbiri sau 330 de ore de standby. E bine, noi am atins la testul de playback video 10 ore 55 de minute, ceea ce este bine, în ideea că depășim modele ca Galaxy S6 Edge, Huawei P9 Plus sau chiar Lumia 950 XL. Suntem totuși sub iPhone 6 și Xiaomi Mi 5. Nu avem test PC Mark aici, dar la utilizarea de zi cu zi, utilizarea continuă, am prins cam o zi și atât, nu cred că prindeți o zi și jumătate cu acest model. Se încarcă via USB Type-C în 2 ore și 41 de minute, rețineți că nu am avut încărcător oficial la pachet, l-am încărcat de la dock, 2 ore și 41 de minute, cu alte încărcătoare s-a mișcat foarte lent procesul de charging. Avem setări dedicate pentru baterie, hai să le și vedem. Iată-le aici, battery saver, sunt tipice, nimic ieșit din comun, nimic fisticiu. Avem această funcție care se activează pur și simplu on, limitează activitatea din fundal și notificările push. Baterie destul de ok, aș spune, și acum trecem mai departe la acustică. Când vine vorba de acustică, v-am spus, avem un difuzor care are un design unic, aflat aici în spate. De asemenea, aflați că, din câte știu eu, nu primim vreo tehnologie specială la pachet, nicăieri în materialele promo nu scrie nimic legat de DTS sau Dolby Atmos sau alte tehnologii speciale. În fine, avem playerul Grove Music aici, la dispoziție, cu o puternică latură online, fără egalizator, din păcate, și hai să-și ascultăm niște muzică, precum aceasta. Pe o suprafață plată pierdem câțiva decibeli și aș spune că experiența a avut volum destul de ok, bas plăcut, notele înalte s-au auzit bine, dar din nou pe suprafață plată pierdem câțiva decibeli. Cât exact? Aflăm imediat prin intermediul testului cu decibelmetrul. Hai să vedem. Astfel, în spate avem 87,1 decibeli, un scor bun, iar în față avem un scor de 82,5 decibeli, deci se pierd vreo 5 decibeli pe o suprafață de acest tip. În fine, cu scorul cel mare, suntem sub Lumia 950 XL, dar peste Galaxy S6 Edge Plus, ceea ce nu este rău deloc. Hai să vedem căștile.
Când le-am văzut prima oară, mi-au amintit cele ce veneau la pachet cu modelele HTC, de cu vreo, nu știu, 3-4 ani. Modelele HTC Incredible, în special, combinația roșu plus negru, întotdeauna a avut succes. Aceste căști merg destul de adânc în ureche, sunt comode, volum ridicat, bas bun, se aud clar și izolează bine zgomotul de afară. Din păcate nu avem egalizator, nu avem radio FM și egalizatorul numai că nu se găsește în player, dar nici în setările speciale. Gata cu discuțiile despre acustică, ne axăm pe cameră. În spate, cameră 21 de megapixeli, Blitz Dual Tone, captură video 4K, deschidere f2.2, în față cameră de 8 megapixeli cu lentilă wide angle de 84 de grade. Ca de obicei, aducem în acțiune cubul Rubik și să vedem cât de repede se deschide aplicația Camera. Destul de rapid, aș spune. Mai departe, de remarcat faptul că telefonul focalizează un pic cam greu, dar are momente și momente. Sunt momente când focalizează rapid, altele când focalizează greu. Cel puțin afară, când am făcut o galerie de peste 100 de poze, a focalizat greuț și făcea și fotografiile destul de lent, în special cele făcute noaptea, se realizează foarte greu. Interfața foarte familiară pentru model din generația Windows Phone 8.1 sau din generația Windows 10 Mobile. Cameră frontală, Blitz și opțiune HDR sus, plus zona extinsă Pro cu opțiuni de balans de alb, focalizare ISO, shutter sau expunere. Apoi lenses, timer și setări legate de aspect ratio, funcțiile shutter-ului. Apoi avem grilă, rezoluție, setări legate de Blitz și captură care poate fi Full HD, 4K sau 720p, plus stabilizare digitală. Cam acestea ar fi opțiunile, plus un zoom care observați că nu e foarte fluid, când e, când nu e. În fine, avem și funcția panorama pe care am bifat-o aici, iar acum e momentul să sărim la galerie, să vedem cum s-a comportat camera într-o zi însorită, apoi noaptea și apoi în alte condiții. Camera roll, începem cu ziua însorită, avem și selfie-uri evident. Ce se remarcă din start? Ei bine, avem niște culori deloc realiste. Acestui telefon i s-a pus pata pe nuanța verde, nu prinde un verde deloc realist, se descurcă mai bine cu roșul, iar pe lângă faptul că imaginea este suprasaturată și arsă la nori, HDR-ul face lucrurile și mai rele. Încă o serie de cadre, din nou verdele nu e deloc realist, măcar detaliile sunt bunicele la fotografiile landscape. Au fost și momente când la umbră am surprins culori realiste, dar foarte rar. Aici iarăși HDR-ul, cu o imagine puțin cam albicioasă. Selfie-urile la soare nu prea arată bine, dar la umbră încep să fie un pic mai ok când vine vorba de textura pielii sau a părului și nici fundalul nu arată chiar rău. Încercare de prim plan, s-a soldat cu un blur, v-am spus, focalizează greuț uneori. Aici un pic mai reușită tentativa. Și iată ce spuneam, niște culori care ți iau ochii, dar nu sunt deloc realiste, ci ușor supra-saturate. Iar încercare de prim plan, iar puțin blur, dar reuși până la urmă. Și ziceam că roșul arată un pic mai bine decât verdele, verdele nu prea este bine calibrat, dar contează foarte mult, soare sau umbră. Mai departe, să vedem ce avem aici, avem o panoramă foarte bună, cu rezoluție de 9600 pe 1728 de pixeli, clară, detaliată, chiar și cu soarele în față, iată-l aici, nici o problemă. Hai să continuăm periplul prin galerie, să vedem ce mai găsim aici. Tentative de prim planuri cu diferite flori. Unele mai reușite, altele nu. Aici am încercat de foarte multe ori să focalizez pe acea floare, nu a reușit. Iată-ne într-o zonă mai umbroasă, în care lucrurile au arătat puțin mai bine. Deci se vede clar că avem probleme cu dynamic range-ul. Când avem o scenă luminoasă în spatele unei întunecate, apar discrepanțe mari de dynamic range. Mai departe, iarăși, un prim plan reușit, cu detalii bune, unul blurat, deci o experiență on and off. Am testat aici nivelul de zoom, zoom nivel 1, zoom nivel maxim și s-a cam pierdut din claritate după cum se vede. Aș spune că această cameră nu impresionează foarte mult, mai ales având în vedere rezoluția. Tentația cea mare este să o compar cu Lenovo Vibe X3, mai ales că specificațiile telefonelor seamănă. E bine, camera este sub cea lui Lenovo Vibe X3, sub cea lui Galaxy A5 2016, sub Nexus 6P și LG G4, spre exemplu. În special, la lipsa de realism a culorilor am o problemă și am o problemă și cu acel lag la realizarea fotografiilor, care din nou apare și dispare și ar putea fi totuși corectat cu un update pe viitor. Ok, când vine vorba de captura low light, hai să vedem cum stăm. Captura realizată pe timp de noapte. Ce am remarcat, avem un blitz bun, apoi o textură destul de bună a celor cărămizi din acest zid,
au ieșit binișor, dar urmează și câteva zone un pic mai spălăcite și culori total nerealiste, zone gălbui și deloc bine calibrate la capitol luminozitate sau detalii. Halo-uri mari ale luminilor stradale, deci nu prea impresionează nici noaptea. Când vine vorba de filmat, am filmat în Full HD la 30 de fps cu bitrate de 18 Mbps sau 4K la 52 de Mbps, iar o primă filmare a arătat, hai să vedem cum. Iată, Full HD. De remarcat un microfon chiar bun aici, din nou acel verde nerealist, refocalizare, schimbări de expunere, stabilizare nu prea bună, iar când dăm zoom in se pierd serios detalii. Ok, gata cu acest clip, avem și vești un pic mai bune, și anume faptul că avem o captură 4K ce arată chiar bine. Iată aici. Iluminare bună, culori bune, claritate ok, totul arată bine, până și cerul, deși în primă fază era puțin ars aici. Există și puțină refocalizare în clip, deci nici chiar ceea ce numim noi perfect nu e chiar 100% perfect. Ce am reținut eu e că microfonul își face treaba ok, claritatea a fost în genere rezonabilă, dar cam refocalizează, cam pierde expunerea camera și are aceeași problemă cu culorile pe care o au și fotografiile. În rest, stabilizarea destul de slabă, iar per total, filmarea mi-a amintit de performanțele unui Asus Zenfone 2 sau LG G4, care a dezamăgea în prima fază la filmarea anul trecut, iar în condiții low light, iarăși, refocalizare, zone gălbui, imagine tremurată, microfon bunicel, claritate rezonabilă, dar nimic special. Ce va rămâne în istorie legat de acest telefon Acer, faptul că face selfie-uri bunicele și că are un microfon bun la filmare. În rest, nimic legat de cameră. E bine, suntem în browserul Microsoft Edge și hai să intrăm pe mobilissimo.ro. S-a încărcat destul de rapid și avem și rezultate foarte bune în benchmark-urile asociate browserului, mă refer la SunSpider și locuitorului BrowserMark, au fost rezultate ok. Tastatura care ne-am obișnuit cu Workflow din Windows Mobile 10 sau Windows 10 Mobile, în fine, ușor de utilizat chiar și cu o singură mână. Când vine vorba de conectivitate, hai să vedem ce primim. Avem de-a face cu un telefon dual SIM aici, care vine cu suport 4G LTE, categoria 6-a, vine și cu port USB Type-C, de asemenea Bluetooth 4.1, Wi-Fi A, B, G, N, AC cu MIMO, iar în mod interesant nu avem NFC, nu avem Wi-Fi Direct, nu avem radio FM, iar ca mențiuni secundare nu avem nici scanner de amprente și nici scanner de iris în cazul în care vă întrebați. Ei bine, primim în schimb GPS, iar când vine vorba de apeluri, volumul este ridicat, sunetul clar, semnalul bun și microfonul își face treaba perfect. Am realizat și un test de viteză la nivel de conexiune și hai să vedem ce a ieșit aici. Intrăm în zona folders, pictures, screenshots și am realizat o serie de teste. Le avem concentrate într-un loc, nu mai stăm să le căutăm. Iată, simbolurile vorbesc clar, aici avem testul de 4G, am atins până la 100 de Mbps la download, doar 8 sau 12 la upload, subțire upload-ul, foarte bun download-ul, iar la Wi-Fi 62 Mbps download și upload modest de 9 Mbps. E un speed test în care nu prea am mare încredere pentru că nu mi se pare bine optimizat pentru Windows 10 Mobile, dar rezultatul ăsta este foarte solid în 4G. La Wi-Fi se mai putea lucra un pic. Iată, ne ajungem în sfârșit la aspectul OS, UI și aplicații. Rulăm aici Windows 10 Mobile, în mare cam aceeași experiență pe care am întâlnit-o pe Lumia 950 XL. Totuși, nu avem acel ecran Glance în standby, apoi primim totuși lifestyle-uri cu tremărimi, mică, foarte mare și standard, acestea ar fi mărimile. Evident, transparența tile-urilor este la pachet, avem un action center cu toggle-uri pe care le putem extinde, legate de funcții precum VPN, battery saver, lantern, notițe și altele, plus, evident, notificări. Evident, nu avem suport pentru aplicații și servicii Google, din păcate, iar pentru multitasking, clasica zonă scrollabilă orizontal cu thumbnail-uri mari și care se pot închide cu un X și mi se pare un multitasking mai lent decât avem pe Android sau iOS, dacă vreți o comparație. Ei bine, spuneam de un mod de utilizare cu o singură mână, ținem apăsat pe butonul Home și iată, putem să utilizăm pe jumătate din ecran o serie de funcții și aplicații, deși când intrăm în ele, am observat că tind să se mărească spre ecranul full, cel puțin anumite dintre ele.
cam aceasta ar fi utilizarea cu o singură mână. Mai departe avem Continuum, e bine, avem acel dock. El nu este fabricat din metal, precum cel Microsoft Lumia Display Dock, dar are funcții similare. Luăm telefonul, îl punem aici, are un conector dedicat USB Type-C, apoi aici avem două porturi USB 2.0, portul de alimentare, iar aici avem un port USB 3.0 și HDMI-ul. La HDMI conectăm un cablu care se duce spre televizor sau monitor, apoi conectăm cu tastatură și mouse cu fir la acest dock sau wireless direct la telefon și înlocuim un PC la nivel de Office, Playback Video, Microsoft Edge și alte activități. Cam acesta este scopul acestui dock, care vine la pachet cu telefonul și servește înlocuirea unui PC sau laptop dacă vreți neapărat să munciți full screen, pe monitor, în Office, PowerPoint, Excel, Outlook, să folosiți Microsoft Edge sau să faceți un playback video. Cam acestea ar fi rolul său. V-am spus, este fabricat din material plastic, este inclus la pachet cu terminalul și are și rol de încărcare a handsetului. Mai departe, hai să vedem ce mai primim aici. Trebuie menționat că pe monitor nu veți primi acel snapping sau multitasking pe care știm de Windows 10 sau Windows 10 Mobile. De remarcat și faptul că am testat acest terminal în tandem cu dock-ul și cu un monitor Acer din seria R11, un monitor care arată fantastic, are un design foarte reușit, este foarte luminos și își face treaba excelent în a afișa o experiență desktop ideală. În rest, Windows 10 Mobile nu mai este o jucărie nouă de mult, încă de când s-a lansat, a apărut sub cele mai noi versiuni Android și iOS, o listă scrollabilă de aplicații aici. V-am spus, avem acest center pentru notificări și quick settings. Zona de setări o fie binișor centralizată și organizată, la prima vedere peste iOS, să zicem, dar te pierzi în birocrație. Dacă vrei să ajungi la o funcție și la o subfuncție, intri în foarte multe ferestre și meniuri și asta nu se face chiar rapid. În fine, când e vorba de aplicații, ca de obicei le-am numărat, sunt 38 la număr, nu chiar bloatware, dar nici foarte departe. De remarcat că avem două aplicații de mesagerie pentru fiecare SIM și două de apelare iarăși pentru fiecare SIM. Deci 38 de aplicații. Suspecții obișnuiți sunt aici. Avem PowerPoint, avem Skype, avem Wallet, avem Word, Xbox, avem Excel, deci totul este oferit la pachet standard ca de obicei. Și mai avem și o aplicație News care uneori nu vrea să se încarce, plus Maps. Iată, ne ajută la finalul acestei recenzii pentru Acer Liquid Jade Primo, telefon care vine cu bundle, cu husă, cu dock, cu tastatură, cu mouse și alte bunătăți. Și acum e momentul pentru verdict. Aspectele pro, accesoriile oferite la pachet, baterie de calitate, ecran destul de luminos, un telefon ușor și comod pentru diagonala sa, stă bine la acustică, face selfie-uri bunicele și are o construcție destul de rezonabilă, iar la jocuri se descurcă binișor. Aspectele contra, ei bine, captura foto este lentă, niște bug-uri și un pic de lag, de asemenea, focalizarea putea fi un pic mai bună, supraîncălzire după perioade lungi de gaming, suprasaturare la fotografii, stabilizare slabă la captura video, apoi amplasarea ciudată a butonului power și a acelui slot care este puțin în relief, nu avem NFC, scanner de iris sau de amprente și încărcarea lentă, cel puțin cu încărcătorul care l-am încercat noi. Rămâne un telefon bun pentru utilizatorul pro, utilizatorul care este dependent de soluțiile Office, soluțiile Microsoft, utilizatorul hardcore de produse Microsoft. Pachetul complet este clar recomandat să cumperi acest telefon de unul singur, nu are rost practic, de aceea un bundle este soluția ideală pentru care și dock, tastatură, mouse, conectezi la monitor și ține loc de PC doar pentru Office și cam atât. Nu este future-proof pentru că nici OS-ul nu mai are un viitor prea lung, zicem noi, nici dotările nu sunt chiar high-end, mai sunt și problemele cu camera, cu căldura, acestea ar fi îngrijorările mele, rămân un telefon bun de continuum, selfie-uri, acustică și ecran și cam atât. Evident, o să-i dăm și niște note, hai să vedem. E vorba despre 8,2 pentru design, e vorba despre 9 pentru display, 8 hardware, 9 multimedia, un 6,5 pentru cameră, pentru baterie un 8,6, conectivitate 8, benchmark-uri 6,5, temperatură 6, OS și UI 7, iar preț 6,5. Nota finală pentru telefonul Acer Liquid Jade Primo, 7,57 din 10 de la mobilisimo.ro. Cam atât de la noi, la revedere!